Tinerii nu se mai căsătoresc, iar cei cu peste 20 de ani vechime în căsnicie divorțează. Este tabloul valabil pentru România zilelor noastre. Cariera pe primul loc, familia pe locul 2. Cam asta este tendința în rândul tinerilor de astăzi. În timp ce unii oameni visează să meargă la altar și să-și unească destinul cu cel al persoanei pe care o consideră marea iubire, mulți alții au renunțat la această idee. De fapt, au apus de mult vremurile în care a fi necăsătorit era privit ca un defect sau ca pe o mare nerealizare. În prezent, mulți oameni aleg în mod voit să nu se căsătorească. Păi de ce să se mai căsătorească tinerii acum? Când ei stau împreună, zice, încă să ne cunoaștem. Fac facultatea împreună, sunt împreună de la 14-15 ani, că suntem prieteni și pe urmă nu le mai plac la unul de altul și au rămas așa, să stea fiecare cu vorba. Păi nu se mai căsătoresc, cu ce să țină muierea? Cu ce să țină muierea? Face 3-4 copii, cu ce să moară, mănânce drăgăvei și urzici? Cu ce să-i țină? Mai bine stau dracu așa. Păi nu e așa? Ce să mai însor, să mai am grijă copilului? Eu am un nepot, are 33 de ani, lucrează în București, e profesor, trăiește și el cu una și zic, măi, nu fac copii ca fratii. Unele persoane își găsesc fericirea în întemeierea unei familii și creșterea copiilor, dar pentru alții aș urma propriile visuri și a se dedica planurilor pe care și le-au stabilit sunt mai importante și le oferă un sentiment de împlinire. Într-o perioadă în care mulți tineri se confruntă cu șomajul și lipsa unei locuințe proprii, căsătoria nu pare o alegere prea bună. Probabil această instabilitate a locului de muncă, fiindcă toate firmele private, adică toate, majoritatea, nu supraviețuiesc mai mult de câțiva ani, le dau faliment, oamenii rămân fără servici, alții nu-i mai angajează pe motivul că nu au experiență și nici nu se ocupă de ei să le facă o învățare la locul de muncă. A devenit această disociere socială, depărtare socială, nu se mai întâlnesc la serviciu, lucrează majoritatea sau peste 40% de acasă, nu se mai întâlnesc într-o colectivitate, nu mai ies la o... Nu mai e socializare. ...socială undeva ca să se poată cunoaște unul pe altul și să se vadă caracterul unul la altul. Mulți se căsătoresc fără acte și stau o perioadă, nu le mai convine, au plecat. Își ia valiza și pleacă. Deci, asta cred că este... Păi cum să se mai căsătorească dacă sunt timpuri așa de grele? N-au casă, n-au masă, n-au serviciuri, n-au... Cum să se căsătorească? Vedeți că stau acum bieți copiii îmbârligați și ori să ia, ori nu să ia, numai e ce a fost pe timpul nostru. Exact. Stau ani de zile, nu fac acte și apoi se despart. Da, se despart. Traiul greu. Principalele motive sunt în ordinea importanței. Nu au găsit persoana potrivită, nu se simt pregătiți și nu au stabilitate financiară sau nu au un loc de muncă. Căsătoria nu înseamnă numai iubire și jurăminte de credință, ci și responsabilități, precum cumpărarea unei locuințe, creșterea copiilor, facturi și numeroase alte costuri, pe care unele persoane pur și simplu nu și le pot asuma.